Ei, salutai, tá tudo bem? Bine-v-am găsit la un nou episod de FIFA 14. În acest episod vom încerca să facem meciurile deschidere a UEFA Euro 2016. România-Franța, eu voi juca bineînțeles cu România versus Franța. Vom încerca să batem francezii. Ar fi frumos dacă i-am bate și în realitate, deși este un meci destul de greu. Dacă am face egal, ar fi destul de bine. N-am mai stat echipa pentru că n-am de ce. M-am uitat înaintea episodului pe cine avem rezerve și cine este pe teren. Și am zis că sunt jucători destul de buni pe teren. Și am schimbat... Da. Adică nu trebuie să mai schimb nimic pentru că e destul de bine. Am dat skip la intro-ul ăla pentru că n-am de ce să mă uit la el. Dacă vă place, voi face și al doilea meci, știți voi, meciurile care le va mai avea România. Așa, doar... Asta vreau să spun, în realitate, dacă se va termina egal, nu va fi penalti. Dacă eu voi termina egal, o gol, Maxim! Max, oh, mi s-a oprit baneta. Mi s-a oprit baneta, fuck. Dacă se va termina egal, meciul ăsta... va fi penalti, dar în realitate nu va fi penalti dacă se va termina egal. Am dat gol cu Maxim în ce minut? Habar nu am. E 1-0 pentru România în minutul 4. What? Minutul 4 gol? Ok. Bine, în realitate nu cred că s-ar fi întâmplat așa ceva. E un meci greu, dar dacă jucăm, dacă... Adică trebuie să joace foarte bine meciul ăsta pentru a câștiga sau măcar să facem egal. Dacă facem egal și batem următorul meci, avem șanse să câștigăm și... deși sunt șanse jumate, adică 50%, 30%, mă. E un meci, adică... Na, e un meci destul de greu cu Franța și următoarele meciuri destul de grele. Dar cu puțin efort putem câștiga. Îmi cer scuze că n-am mai postat de mult. 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 Mult timp. Cred că aproape lună. N-am mai postat de o lună. Habar nu am. Dar pur și simplu când aveam chef, n-aveam timp. Când aveam timp, n-aveam chef. Era o chestie de aia. Dar vă promit că în vară voi face daily vlog. Cu anumite subiecte, gen, o să fiu cu niște prieteni și o să vorbim despre anumite subiecte. Dar hai să trecem la meci. Vorbim altat. Ok, rat. Benzema, are mingea, nu pot să... Kikeș, aha, mă, Kikeș. Mățel, ce faci, mățel, pierzi mingea? Minutul 21, Goian. Pintili, Kikeș. Tănase. Hai mă, Tănase, ce faci? Tănase, ce faci, mă? Nu știu cum se pronunță numele celui care are minge. Oh! Mățel are minge. Tănase. Hai, numărul 10 a României în acest meci. Tănase, pierde mingea. Hai, Goiane. Hai, Goiane, ia-i mingea lui Ribery. Oh, bine, Goian, hai, bă, Ribery. Ne ia mingea moșul ăsta, băi, moșul, da! Ce faci, tătărușene? Ce faci, tătărușene? Ce gol i-a dat cu capul? Nu-mi vine să cred. Vreau să spun că o repriză durează 4 minute. Bine, fără prelungiri. Cred, dar... bine. Nu știu dacă e tot cu prelungiri sau fără, dar normal o repriză durează 4 minute. Am setat eu. Deci vom sta 8 minute, dacă nu facem egal, pentru că dacă facem egal vom face penalti și chestii din astea. Oh, bine, tătușene. Bine, a dat-o încet, a dat încet șutul ăsta. Bouceanu ai mingea, Bouceanu, m-am dus prost. Vreau să merg în spate, dar am făcut comanda prea târziu. Bun, Stancu. Hai, bă, Stancule. Maxim. Maxim, hai, băi,
Bă, fii atent. Tănase, Tănase, șut! Prea ușor, prea ușor! A dat prea încet. Și când a venit și Maxim, dacă lua Maxim mingea, era gol. Adică a luat-o de aia, a luat-o, nu știu cine a luat-o. Stancu, pasă către Tănase, Tănase, șut! Ce are Tănase? A dat de două ori la poartă și a dat prea încet. Hai, băi! Dă prea încet, Tănase. Că dacă nu se mișcă bine, dacă nu se va mișca bine, o să scot în a doua repriză. Pentru că, na, oricum pe Bouceanu o să-l scot, că e cam praf. Dar, o minut prelungit în prima repriză, Bouceanu, Bouceanu! Hai, băi, hai, Bouce, nu puteai să obții și tu un penalti, băi, Boucene, băi. Că decât atâta ai fi bun. Că vă că te jucați, nu prea joci. Așa. Nici la steaua nu prea joci. Oh, ai, șut, gol! Ce gol, Tănase! Ce gol, Tănase! Nu vine să cred, cum de n-a apărat portarul șutul ăsta? What? Uitați-vă și voi, cum arată cu mingea. Da, în fine, bine, mi-e convine, Candagol. În prima repriză 2-1, a fost o repriză destul de frumoasă, părerea mea. Vreau să vă zic că peste, nu săptămâna asta, cealaltă, va apărea și un live cu FIFA. Și dar nu voi fi singur, voi fi și cu alții prieteni de mei, să trebuie o repriză. Și voi face tournament mod, adică, hai să vă explic ce înseamnă tournament. Va fi o cupă și noi trei, suntem trei. Ne vom alege o echipă dintr-o anumită țară. Bine, alegi tu țara respectivă și din țara aia tu te alegi, fiecare și alege o echipă. O să-ți apară pe Xbox, adică mie. E meci ăla cu, bine, o echipă, adică Xbox-ul, computerul, jocul, adică meci versus ăla, care e o altă echipă care n-ai ales-o tu din aceeași țară și poți câștiga cupa acelei țări sau ce cupe vrei tu, că sunt multe cupe la fiecare țară. Și o să vedeți voi. Nu e ca un Champions League, că e doar cu o țară anume, care vezi voi. În fine, o să vedeți acolo cum e. O să vedeți în acel moment. Bine, până atunci o să mai pun videoclipuri, pentru că văd că dacă nu pun videoclipuri, voi nu sunteți activi. Dacă nu sunteți activi, nu poți face live-uri, pentru că nu se uită nimeni. Hai să faceți noi o schimbare dacă am... Păi, ce caută Bouchan acolo? Stai mă așa, că Bouchan trebuie să fie aici. Și schimbă Bouchanul cu laser. Bun. Mai avem pe Lobons rezervă la portar, dar Tătărușa nu e mai bun ca Lobons. Cel puțin așa arată FIFA-ul. Și în realitate e mai bun Tătărușanu, n-am ce zic. Dacă la Pantilimonie, dar decât dacă faci și dacă ești antrenor, gen, nu știu dacă știți modul de joc mai carieră, dar cred că sigur știți. Acolo poți să antrenezi și echipe naționale și dacă alegi România, poți să antrenezi... Ăla-i pe Matilimă. Și pe Silviu Lung l-ai. Și aici l-ai pe Silviu Lung, dar e rezervă. Adică poți să-l bagi rezervă. Am greșit. Nu pot să cred! Am crezut că e penalti. M-am speriat. În 43. N-am comentat meciul ăsta deloc, dar nu contează. Kikeș. Pase către Stancu, dar Stancu fuge de minge. Bouceanu încheie pe teren, pentru că trebuie să dea mingea afară ca să facă schimbarea. Hai, băi, dă mingea afară. Benzema, Benzema. Nasri. Bine. A făcut și schimbare. L-a scos pe... Nu știu cum se pronunță numele, la cuiva... Bui, așa... Și l-a băgat pe Matuidi. Gui la Govui. Ceva. Nu știu cum se pronunță numele ăla lui. Știu unele nume cum se pronunță, dar... ăla nu. Kikeș, pasă către Tănase. 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 Tănase! Hai, Tănase! Hai, Tănase! Pasă al 3 la 1! Tănase! Hai, mă! Hai, mă, Tănase! Pierzi mingea așa ușor!
Face niște schimbări. Scoatem pătănase, intră Raul Rusescu și Raul Rusescu îi voi pune vârf, așa, stancul extremă și vreau să mă bag pe Marica în locul lui, nu, vreau să-l bag, momentan, o să facem a treia schimbare mai încolo, primit 80. Dar momentan văd cine obosește mai repede, Torje sau Maxim, și-l scot. Și-l bag pe Marica. Nu pot! Mamă, am crezut că e gol. Am crezut că e gol. Ce noroc am avut aici. Tănase, hai mă, băi, Tănase, nu, gata. Asta e, l-a scos pe Tănase. Deja, dar acum trebuie să dea mingea afară ca să o iasă. Tăna, nu, Tănase nu a făcut decât un gol de la... Care era normal să apere portarul și... Mai... Ok, dar conducem 2-1! No, hai! Ei! Minutul 82. Băi, deci ce să facem ceva, băi? Că, nu, Maxim e mai obosit ca Torje, scoate, na. Da, Maxim e mai obosit ca Torje, intră Marica. Extremă stânga, Marica. Deși nu... De nu e extremă stânga, nu? Nu, no, el nu e stânga, nu! Bun! Bun, așa, nu? Yeah! Hai să mingem afară. Da, știu că asta nu ar fi făcut-o nimeni, dar m-am plictisit, vreau să-mi fac schimbările. Pentru că o să joc cu jucătorii prea obosiți și n-am, nu vreau să fac chestia asta. Am făcut și eu schimbare, iar nu o să mă risc, nu o să încerc să citesc numele ăla, pentru că nu pot. No! Ok, deci... Hai, pintili, pierde! Un minut pe lungi, Lazar, hai că putem, e 2 la am câștigat! România câștigă în fața Franței, România câștigă în fața Franței cu 2-1! Nu-mi vine să cred! România câștigă în fața Franței cu 2 la 1! Cu 2 la 1! Bravo băieți, că mi-a plăcut de voi meciul ăsta. Da! Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place această serie. Și vom continua această serie UEFA Euro 2016. Eu voi mai face un episod cu al doilea meci care îl va avea România în acest turneu, ca să zic așa. Deci, cam atât cu acest episod. Eu am fost Robert și vă salut. Pa, pa!